și îmi pare bine să vă revăd. Astăzi avem un tutorial pentru lucrul acesta și sper să vă placă pentru că am încercat să creez ceva diferit decât fac eu de obicei, adică mult mai încărcat, și să folosesc doar paleta Chocolate Gold de la Too Faced, iar la finalul acestui videoclip, dacă veți rămâne până acolo, o să vedeți că o să vorbesc puțin și despre această paletă pentru că vreau așa un scurt review din ce am observat după acest tutorial. Dacă sunteți curioase să vedeți cum am ajuns la acest rezultat, vă rog să urmăriți în continuare. Încep acest machiaj prin a aplica o bază și asta este baza de la NYX, care se numește High Definition Eyeshadow Base și ea este nuanța 04, habar n-aveam că aceste baze de machiaj de la NYX au și nuanțe. Și vedeți că aici folosesc această pensulă de la Real Techniques, care ea în principiu este pentru estomparea fardului, eu o folosesc pentru concealer și în cazul acesta pentru primerul de ploape, după care vom face tot machiajul cu această paletă de la Too Faced Chocolate Gold, pe care deja probabil o știți, și vedeți că aici combin nuanța Cocoa Truffle cu Sau Bouger și folosesc aici o pensulă de la Zoeva, care este o pensulă, o combinație între pensula creion și pensula mare și stufoasă de blending, și întâi încerc să pun această combinație de fard atât în colțul intern cât și în cel extern și blenduiesc totul. Iar mai departe am să combin nuanțele Love and Cocoa cu Classy and Sassy și am așa niște ezitări în ceea ce privește numele pentru că mi se par foarte amuzante și vedeți că încerc cu aceste două nuanțe care nu mai sunt mate de data aceasta să intensific colțul intern și extern al ochiului până arată cam așa. După care am să iau acest fard care se numește Old Money și cu el am să vin să continui marginile acestui machiaj și mă apropii, vedeți, de centrul ploapei, pentru că are un subton cald, este un fel de portocaliu așa cu niște irizații foarte faine, și apoi blenduiesc totul. După care, mai departe, am să vin și am să iau nuanța aceea roz, care se numește New Money de data aceasta, și am să încerc să o aplic atât în colțul exterior cât și în cel interior, și o să vedeți că m-am enervat foarte tare cu acest fard, pentru că, deși este foarte frumos și foarte pigmentat cât face swatch, vedeți că aici, când încercați să-l aplicați peste alte farduri, se blenduiesc și atât de bine încât nici măcar nu se mai vede. Așa că da. După care am să vin și am să iau din nou Old Money și vedeți că mai insist cu el puțin la delimitarea dintre toate fardurile maro și fardul roz și până la centrul ploapei, după care am să încerc să-l aplic puțin și spre arcadă, pentru că aș vrea ca tot machiajul să aibă așa o tentă portocalie și destul de caldă. Și apoi am să iau din nou baza de machiaj, tot aceea de la NYX, și vedeți că o aplic pe centrul ploapei, pentru că m-am gândit că dacă fardurile de până acum nu au fost atât de pigmentate și au avut și fallout, ce-ar fi să mai aplic un pic de bază pe centru, unde o să vedeți că o să aplicăm ceva lumină folosindu-le de acest fard care se numește Dripping Diamonds. Și îl punem pe centrul ploapei și încercăm să obținem acea margine super curată și super exactă din pliu și o să vedeți imediat ce am să termin acest pas, o să vedeți despre ce vorbesc. După care ne întoarcem din nou la Old Money, se pare că Old Money este în trend, și o să încercăm să difuzăm cu el marginile acestui argintiu cu rozul pe care l-am aplicat mai devreme, pentru că mi s-a părut că se cam dusese din portocaliu și am zis să revin la el. Acum mă întorc la acest roz, la New Money, care mi-a făcut o grămadă de nervi, pentru că mi se pare că pe swatch se vede foarte bine și este într-adevăr pigmentat, peste primer se vede foarte bine și este și acolo pigmentat, dar dacă încercați să-l blenduiți cu alte culori, vedeți că o să se estompeze până când nu o să se mai vadă. Dacă nu le estompați și îl aplicați punctual unde vă trebuie, parcă se vede bine. După care vom folosi un far negru, acesta se numește Decadent, este mat și îl voi folosi pentru a accentua puțin conturul ochilor, iar apoi voi folosi acest produs de la Pupa Milano, Duo Liner Vampit, care are un efect metalic, și cu ajutorul acestui glitter de la NYX, care se numește Face and Body Glitter în nuanța 06. Vedeți că întâi cu eyelinerul am să vin și am să trasez linia pe care vreau să o colorez, după care peste acea linie am să folosesc glitterul. Iar acum ne întoarcem la eyelinerul negru și obișnuit pe care toate ni-l dorim. Acesta este Gel Intensa de la L'Oreal Paris, în nuanța negru, bineînțeles, și îl aplic cu o pensulă dreaptă, după care o să vedeți că am mai multă precizie cu acea pensulă tăiată în unghi. Și pentru că vreau să estompez și marginile de la arcadă, am să folosesc nuanța
Rolling in Doubt. Se scrie dog, așa că dacă voi știți cum se pronunță și eu l-am pronunțat greșit, vă rog să mă corectați, că se pare că sunt puțin eroare fonetică astăzi. După care îmi șterg fallout-ul de pe față și am să aplic acest primer de la L'Oreal Paris Infallible Pore Refining Primer. Îmi place foarte mult efectul pe care îl lasă. Iar apoi am să folosesc Studio Fix Fluid în nuanța NC15 de la MAC și vedeți că l-aplic pe toată fața pentru a ajunge la acea acoperire minunată, fără coșuri, fără pubițe și alte chestii din astea și le aplic cu acest Beauty Blender de la Beauty Blender pe care îl găsiți în Sephora. După care am să mă folosesc de acest fond de ten care se numește Tinted Doll Ultra Wear nuanța 03 Beige Diafan și ăsta este de la Lancome. Pentru mine este o nuanță ceva cam închisă, așa că vedeți că îl folosesc mai mult pe post de conturare, dar atenție că nu asta este pasul de sculptare, ci doar încerc așa să văd cam cum se potrivește el pentru tenul meu și l-am aplicat în laterale, în lateralele nasului și în tâmple pentru a vedea cam cum se vede el în cazul în care vreau să-mi închid tenul cu el. După care am revenit cu corectorul meu preferat de la Maybelline, Age Rewind, pe care destompesc cu aceeași pensulă cu care mi-am aplicat și primerul de ploape și vedeți că am încercat să vin și în colțul intern al ochiului, dar dacă se întâmplă să ștergeți din fard, trebuie să veniți să mai estompați puțin fardul ca să nu se vadă ca și cum s-a tăiat brusc o linie pe acolo. După care încerc să-mi estompez mare parte din acest concealer tot cu Beauty Blender-ul și vedeți că mă întorc la această paletă și de data aceasta am să iau fardul Old Money, tot acel portocaliu care m-a cucerit se pare, și încerc să-l pun și pe ploapa de jos și vedeți că acum îl estompez, după care am să mă folosesc de această Bamboo Powder de la Paese, care din punctul meu de vedere este o pudră care chiar merită cheltuiala pentru că este super fină și mi se pare că reușește să seteze foarte bine toate produsele cremoase. Și acum, după ce am un pat mic de pudră sub ochi, am să vin cu acest fard în nuanța Cocoa Truffle, tot din aceeași paletă, pentru a mai intensifica puțin colțul extern. Și vedeți că dacă cumva aveți o formă cam ciudată, nu vă place sau vreți să o mai corectați puțin, puteți să veniți cu o nuanță cum este această Rolling In și cum se mai numește ea, sau cu o nuanță foarte asemănătoare cu fondul vostru de ten, poate chiar pudra pe care o folosiți și veniți și mai corectați puțin. Aici îmi fac sprâncenele și bineînțeles că folosesc Cabrau de la Benefit în nuanța 3. Apoi ne întoarcem la gene și eu aici folosesc L'Oreal Paris Paradise Ecstatic, îmi place foarte mult și mi se pare că oferă într-adevăr volum și alungime. După care am să aplic o pereche de gene false, iar ale mele sunt de la NYX. Îmi place foarte mult modelul acesta pentru că mi se pare că deschide foarte bine privirea. Iar pentru sculptarea feței am să folosesc Hula de la Benefit, știți deja că este preferata mea și o aplic bineînțeles în lateralul feței, deasupra sprâncenelor, dar undeva mai sus de tâmple. Bineînțeles, eu îmi conturez și nasul pentru că nu pot să mă abțin de la chestia asta, mi se pare că transformă foarte bine un machiaj și am să aplic și sub buze pentru că vreau ceva volum acolo. Iar aici o să folosim Face Shimmering Powder de la Sephora. Este un iluminator super frumos, abia s-a lansat primăvara aceasta și dacă e ceva ce ar trebui să încercați din noutățile de la Sephora de primăvară, acesta este produsul pe care eu vi-l recomand. Iar pentru buze am ales acest ruj de la Sephora, din gama Sephora, care este un cream lip stain în nuanța 33. Și acum, după ce v-am alergat, vă las cu look-ul final! Paleta însă nu este un must have și am să vă zic asta încă de la început pentru că nu vreau să vă creez speranțe false. Știu că industria noastră de beauty crește din ce în ce mai mult de la, nu știu, 6 la 6 luni, că de la an la an ar fi un interval prea mare să vorbesc despre asta și bineînțeles că make-up junkies dintre noi vor vrea fiecare noutate care apare pe piață, mai ales dacă arată așa și miroase ca aceasta. Ambalajul este foarte frumos și îți ia privirea, bineînțeles. Mi se pare că ocupă destul de mult un bagaj și nu mi se pare neapărat nici cea mai calitativă, în sensul în care eu am deschis-o de câteva ori și deja au pe aici niște scârțieturi. Îmi plac mai mult paletele acelea sleek, care au, nu știu, o închizătoare cu magnet sau o chestie din asta, dar e doar o preferință personală. Paleta de culori mi se pare super frumoasă și cred că ne putem pune de acord asupra acestui aspect. Este într-adevăr format atât din culori puternice, cât și din culori neutre. 16 nuanțe. Nu am înțeles
rostul acestei nuanțe de gold de aici, care este de fapt dublă cât două alte pastiluțe, pentru că da, ok, oamenii folosesc nuanțe de gold, dar nu chiar atât de mult gold. De asemenea, nuanța aceasta deschisă de nude este dublă și ea, și pe asta pot să o înțeleg. Paleta are 4 nuanțe mate, iar restul sunt sidefate sau chiar metalice. Sunt farduri aici pe care nu le-am în altă paletă, ce-i drept, dar sunt și farduri pe care le găsiți în foarte multe alte palete. Îmi place faptul că au pus 4 nuanțe nude cu care puteți să faceți un look super de zi și destul de șters până la unul ceva mai intens, și după aia aveți nuanțele acestea cu texturi diferite care pot să vă îmbunătățească vouă machiajul. Eu o am în mână și mă tot uit la ea ca să îmi dau seama ce vreau să vă zic. Ideea este că înțeleg conceptul ăsta de paletă super colorată, nu e chiar super colorată, dar de paletă colorată să aveți opțiuni, însă totuși cred că opțiunile unei doamne sau domnișoare nu ar fi acest gold, acest roz, verdele ăsta care e și el destul de puternic, și nu mai zic, hai, ok, bine, trec peste acest albastru care arată un baby blue, o chestie din asta. Nuanțele astea sunt binevenite, îmi place ideea de a avea nuanțele astea aici, aș vrea să, nu știu, fac cu niște experimente cu culori din astea vara asta, dar eu cred că o fată normală care se machiază pe ea sau care pur și simplu și-ar dori o paletă, nu ar avea ce să facă cu aceste nuanțe super puternice. În concluzie, dacă nu sunteți pasionate și vreți pur și simplu o paletă pe care să o folosiți de zi cu zi, eu cred că nu se potrivește. M-a deranjat foarte tare faptul că au fallout destul de mare, și am păstrat și șervețelul să vă arăt. Asta am luat eu de pe obraz și, de fapt, dacă mă uit un pic la ele, știu farduri care au fallout și mai mare, dar ideea este că dacă voi vă veți aplica fondul de ten înainte, s-ar putea să nu vă convină să puneți cremă hidratantă, să puneți primer, să puneți fond de ten, să puneți concealer și după aia pur și simplu să veniți să ștergeți tot, pentru că fallout-ul se corectează și el din corector, dar depinde foarte mult și de nuanța fallout-ului și de cât de mult este. Așadar, la capitolul fallout, cam dezamăgit și așa. Iar nuanțele, dacă ne uităm puțin la ele, o să vedeți că dacă fac un swatch, arată foarte bine și o să spuneți, wow, ce nuanțe pigmentate. Uite cam cum sunt astea de aici. Dar dacă veți încerca să le aplicați pe ploape, o să vedeți că ele se blenduiesc super repede, până în punctul în care se duc de tot. Cu rozul acesta sticlam am avut probleme foarte mari când am încercat să îl pun pe ploape și mai ales când am încercat să îl pun între două nuanțe. Pentru că pur și simplu el se așeza, se blenduia, se stompa, tot minunat, dar nu se mai vedea la un moment dat și a trebuit efectiv să îl reaplic în mișcări de tapotare, și țineți cont că am pus pe dedesubt și primer, așa că nu știu care-i treaba. Nu toate nuanțele se comportă așa, de exemplu, nuanța aceasta de aici de argintiu și nuanța aceasta de aici sunt super pigmentate și într-adevăr arată foarte, foarte bine. Prin urmare, după ce v-am spus toate aceste caracteristici, nu spun că nu îmi place să o am, este o paletă foarte frumoasă și mi-o doresc în colecția mea de produse de machiaj, care de fapt nu e chiar o colecție, dar spre aia se îndreaptă. Însă, părerea mea este că o fată normală care se machiază doar pe ea nu are nevoie de culorile astea. Vă sfătuiesc să rămâneți la nuanțe mate cel puțin, sau nu știu, e alegerea voastră, dar eu cred că nu aveți nevoie de atâta roz, de atâta gold, de atâta verde, da. Acestea fiind spuse, tutorialul nostru de astăzi s-a terminat. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit până acum și sper că v-am ajutat fie cu această idee de machiaj, fie cu review-ul pentru această paletă. Mai departe, nu uitați că urmează un vlog, probabil, da, urmează un vlog, și ne vedem în următorul episod. Pa!